Bună seara și pacea Domnului! Deschidem serviciul divin din această seară cu imnul Iisus, prieten minunat. Tată bun care locuiești în ceruri, în numele lui Iisus, venim să-ți mulțumim pentru că, iată, încă o săptămână Tu ai fost alături de noi. Ne-ai purtat de grijă, ne-ai dat sănătate, ne-ai dat putere de muncă, ai avut grijă de viețile noastre și acum putem să-Ți aducem închinare. Te rugăm să cobori prin Duhul Tău cel Sfânt în sufletele și în inimile noastre, să ne ajuți ca cuvântul care va fi predicat aici să poată să aibă rod în sufletul nostru. Te rugăm în mod special pentru fratele Petrică Danci să dai o putere îndoită a Duhul Tău cel Sfânt pentru ca să poată să prezinte cuvântul cu putere, noi să-L primim cu bucurie și astfel să aducă roade în veșnicie. Amin. În numele lui Iisus te-am rugat toate acestea. Amin. Amin. Pentru două minute sunt aici înaintea dumneavoastră să vă spun un bun venit și apoi să vă invit să mai cântăm împreună, pentru ca momentele de rugăciune și de curățire a sufletului să-și facă lucrarea și prin muzică și prin pregătirea noastră personală de a sta înaintea lui Iisus Hristos. Vă invit să cântăm cântarea 68, Clădim pe o stâncă de mult preț, prima și a treia strofă. Până când vom reuși să începem să cântăm. Încă o dată mulțumiri tuturor, spunem un bun venit vizitatorilor, în mod special fratelui Petrică Danci care e cu noi, soției dânsului și de asemenea cumnatei. Mâine vom vorbi mai mult despre dânsii și vom întreba câtă zăpadă ne aduc de la New York, cum este, dar până atunci Domnul să fie cu noi, să ne binecuvinteze prin cuvânt. Clădim pe o stâncă de mult preț, prima și a treia strofă. Clădim pe o stâncă de mult preț, Iisus, piatra unghiulară. Fără tunel și cu tremur și orice veț, nici când nu ne domoară. Noi ne clădim pe Iisus,
Amin. Domnul să ne binecuvinteze cu cuvânt și cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Frate Petrică, veniți. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc de la început, spunându-vă că n-am reușit să aduc nici măcar un strop de ploaie, dar mite zăpadă de la New York. Nu știu cum se face, dar noi le avem din belșug, și zăpadă, și ploaie, și atunci când i s-a părut că ar fi puțin prea mult, ne-am gândit ce s-ar întâmpla dacă am reușit să transferăm măcar o parte din zăpada de acolo aici. Domnul știe mai bine de ce este așa și nu cum ne-ar place sau cum am vrea noi. Mulțumesc Domnului pentru privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră în sabatul acesta. Ceva mai devreme, colegul meu, pastorul dumneavoastră, îmi reproșea faptul că ne vedem prea rar. Asta este din punctul sau din perspectiva dânsului. Eu trebuie să vă spun că vă văd destul de des. Acesta este adevărul. Ori de câte ori vreau să ascult o predică bună, intru pe site-ul de la Loma Linda și se întâmplă lucrul acesta. Pentru că aveți cel puțin doi vorbitori remarcabili aici. Este fratele Cazan și fratele Dănăiață. Deci, ori de câte ori vreau să ascult o predică bună, intru la Loma Linda. Ori de câte ori vreau să văd chipuri dragi. Pentru că sunt multe chipuri dragi, persoane cu care sunt familiarizat de multă vreme, chiar de la începutul slujirii, de la Constanța. Sunt 30 de ani de atunci, nu? Sunt chipuri dragi de cel puțin două seturi de rude. Și mulțumesc Domnului pentru privilegiul de a fi astăzi cu dumneavoastră. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură. În Epistola lui Pavel către Romani, aș vrea să citim două din cele mai cunoscute pasaje din Romani, două texte foarte cunoscute, 16 și 17 din capitolul 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Care este primul gând care se înfiripă în mintea noastră atunci când îl auzim pe Pavel făcând această declarație? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Care este primul gând? Când într-un grup de oameni, să zicem de la New York, cu zăpada până la genunchi, unul spune, mie nu mi-e frig. Ce înseamnă? Că el încearcă să se detașeze de ceilalți cărora se pare că le este frig, nu? Și când Pavel face această declarație, când începe să vorbească despre sine în felul acesta, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, ce ne lasă să înțelegem? Că s-ar putea ca unora să le fie rușine. M-am întrebat în ce împrejurări, în ce context ar putea cuiva să-i fie rușine de Evanghelia lui Hristos. Ce părere aveți? Ar fi posibil lucrul acesta? Cum? Când nu trăiește așa cum pretinde că trebuie să trăiască sau cum se știe că trebuie să trăiască un creștin, nu? Dar sunt și alte situații. Probabil că atunci când cineva te ridiculizează, nu? Când cineva este
batjocoritor sau chiar împotrivitor, simți nevoia să te retragi și să o lași așa mai moale, cum se zice. Nu? Sunt într-adevăr situații când parcă nu ești încurajat, nu te simți motivat să spui ce crezi sau de ce grup aparții. Care ar fi motivul? Cred că este o doză de orgoliu, de mândrie. Nimănui nu-i place să fie luat peste picior, să fie ridiculizat și așa mai departe. Și cred că Pavel, la un moment dat, a avut simțămintele acestea. Sunt convins că o vreme Pavel ar fi fost dispus să facă orice, numai să nu se atașeze de această Evanghelie a lui Hristos. De asemenea, este posibil să te rușinezi de Evanghelia lui Hristos dacă nu înțelegi exact ce anume este Evanghelia. Când ai o înțelegere greșită cu privire la Evanghelie. Și pentru că părerea mea este că Pavel pune accentul asupra acestui aspect, el și se străduiește să lămurească lucrurile. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă pentru mine ce este Evanghelia? Puterea lui Dumnezeu. Dacă Pavel s-ar fi oprit aici și nu ar fi continuat, dacă declarația lui s-ar fi redus doar la aceste câteva cuvinte, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, cred că ar fi alimentat, ca să nu zic ar fi dat apă la moară, celor care se rușinează de Evanghelie. Pentru că nu știu care păcătos, și eu unul știu sigur că sunt păcătos, nu știu care păcătos s-ar simți confortabil în fața unui Dumnezeu sfânt și atotputernic. Care dintre muritorii păcătoși ar sta liniștit, confruntat fiind cu atotputernicia lui Dumnezeu? Dar Pavel spune, este puterea lui Dumnezeu pe care nu o folosește nici pentru osândirea noastră, nici pentru pedepsirea noastră, nici pentru distrugerea noastră. Este puterea lui Dumnezeu pe care o folosește pentru a răspunde celei mai mari nevoi care ne confruntă. Mântuirea. Este cea mai mare nevoie a omenirii. Este domeniul în care omenirea înregistrează de 6 milenii eșec după eșec. Pentru că nu doar noi adventiștii, nu doar noi cei de la Loma Linda recunoaștem această nevoie de a fi mântuiți, de a fi salvați. Sunt mult mai mulți cei ce o recunosc și sunt enorm de mulți cei ce au încercat și continuă să încerce să rezolve această nevoie. Rezultatul care este? Doar eșec. Și Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea unuia, știți cum vorbea când vorbea despre sine, este cel dintâi dintre păcătoși. Este extraordinar acest adevăr, că Dumnezeu își folosește atotputernicia pentru a răspunde nevoii noastre, pentru a ne salva, pentru a ne mântui. Și pentru a face mai lesne de înțeles ce este Evanghelia, Pavel intră puțin în câteva amănunte. Cum procedează Dumnezeu atunci când lucrează pentru mântuirea păcătosului? Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care are
câți bani în bancă, câte titluri academice, câte relații suspuse. Dumnezeu folosește metoda care este la îndemâna tuturor. Metoda care ne poate cuprinde pe toți. Dumnezeu folosește într-o mântuire sau spre mântuirea noastră metoda care face accesibilă mântuirea pentru fiecare dintre noi. Mântuirea fiecăruia care crede. Este cineva care nu crede? Scriptura spune că până și demonii cred. Darul credinței a fost oferit de Dumnezeu fără nici o excepție tuturor oamenilor. Darul credinței ne-a fost împărtășit tuturor și trăim pe o planetă pe care, și cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, tocmai pentru că noi trăim pe o planetă pe care nu poți trăi fără credință. Duminică dimineața la 5 și câteva minute avem avionul de întoarcere la New York. Chiar dacă mi-ar place să zăbovesc mai mult în pat, voi fi la aeroport pe la ora 4, nu la 7. De ce? Pentru că și eu cred, ca și toți cei ce vor fi și sunt acum la aeroport sau la gară sau nu știu unde, cred în faptul că orarul avioanelor este respectat. Și când fierbe apa și consider că au stat ouăle suficient pentru a fi fierte așa cum îmi plac, nu bag mâna în apă, pentru că eu cred că sunt niște consecințe. Și oricât de grăbit aș fi dimineața, dacă stau la etajul 3, nu ies pe fereastră. Pentru că și eu cred, ca și dumneavoastră, în legea gravitației și în consecințele nesocotirii ei. Niciun om nu se poate scuza. Nimeni nu poate să spună, da, o fi credința bună pentru, dar nu, eu n-am primit darul acesta. Fără nicio excepție, fără nicio deosebire, toți oamenii am fost binecuvântați de Dumnezeu cu darul credinței. Există însă o problemă legată de înțelegerea acestui concept, ce anume este credința. Pentru că până chiar și în universul acesta al Scripturii avem mai multe sensuri atribuite acestui cuvânt, acestui termen, acestei experiențe, credința. Când vorbim despre religia creștină, spunem că este credință, nu? Când vorbim despre convingerile noastre ca adventiști, vorbim despre credință, nu? Și așa mai departe. Convingere, crez, speranță, loialitate, încredere, statornicie, toate aceste sensuri sunt cuprinse în termenul credință. Ce ar trebui? Cum începe experiența aceasta? Tot Pavel ne ajută să înțelegem, chiar în epistola aceasta către romani, și el ne spune că trebuie să existe pentru a intra în experiența credinței, care înseamnă încredere în Dumnezeu. Trebuie să existe o anumită dispoziție a minții, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Pavel spune că experiența aceasta, credința, începe prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci este o experiență care, vorbind în domeniul religios, începe la nivelul minții și nu se oprește, nu trebuie să se oprească aici. Din nefericire pentru mulți, experiența credinței se oprește aici.
omițând sau în mod deliberat ocolind adevărul, faptul că dincolo de convingere, dincolo de iluminarea minții, dincolo de acceptare, dacă vreți, acceptare intelectuală, este nevoie și de atitudine. Este nevoie și de atitudine. Este nevoie să acționezi în sensul acceptării suveranității lui Dumnezeu, este nevoie să acționezi în sensul supunerii, dispoziției de a te supune. Și când faci lucrul acesta, începe experiența mântuirii. Pavel vorbește despre niște rezultate. În momentul în care omul își deschide mintea și acceptă cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care omul experimentează, exercită încrederea în Dumnezeu și începe să se bizuie pe Dumnezeu, începe să se întâmple ceva în viața lui. Ce anume? O neprihănire. Dumnezeu îi dă o anume neprihănire. Nu știu cât de simplu este pentru dumneavoastră termenul acesta, dar în general m-am cam încurcat în termeni ca îndreptățire, neprihănire, sfințire și așa mai departe. Tare m-aș bucura dacă m-ați ajuta spre simplificare. Pentru că uneori am pe colegul Mavru aici, mi s-a părut că mă încuvințează. Uneori termenii aceștia parcă, în loc să te ajute, parcă mai mult te încurcă. Despre ce neprihănire vorbește Pavel aici? Ce neprihănire ne dă Dumnezeu în momentul în care alegem să credem în Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Se pare că traducerea, modul în care Cornilescu traduce termenul acesta și nu numai aici, nu este cel mai fericit, cel mai inspirat mod. Pentru că, de exemplu, în limba engleză este folosit termenul de justificare. Pentru care, probabil, ar fi mai potrivit să folosim termenul românesc de îndreptățire, justificare. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți nevoiți să vă justificați? Sau poate ar trebui să întreb altfel. Este vreunul dintre noastre care niciodată n-a simțit în viața nevoia de a se justifica, de a se îndreptăți? N-ați fost niciodată acuzați pe nedrept? N-ați fost niciodată victima calomniei, a bârfei sau, știu eu, s-au pus în dreptul dumneavoastră lucruri la care nici măcar nu v-ați gândit? Și simți nevoie atunci să te îndreptățești, să te justifici. Ce face un om care simte nevoia să se îndreptățească? Ce face? Caută dovezi pe care să le administreze, pe care să le prezinte, cu care să convingă faptul că nu este chiar așa de rău. Nu? Deci a te îndreptăți pe tine însuți implică această acțiune, căutarea unor dovezi cu care să convingi că nu ești așa cum ești acuzat. În al doilea rând, probabil că unii dintre noi am fost în situația de a apela la alții ca să ne îndreptățească, nu? Uneori soliciți sprijinul cuiva, dai un telefon la un prieten, nu? La un vecin, spui, da, ai fost de față, nu? Poți să depui mărturie în favoarea mea. Sau dacă ajungi în instanță, la tribunal, ești dispus chiar să plătești un avocat. El să te îndreptățească. Și este misiunea lui, când te îndreptățește altcineva, este misiunea lui să caute dovezile, nu? Misiunea lui să caute dovezile.
Aici cine îndreptățește? Credinciosul se îndreptățește? Nu. Cine este cel ce îndreptățește? Dumnezeu. Prin urmare, lui Dumnezeu îi revine misiunea de a căuta dovezile pe baza cărora să îi îndreptățească pe cei ce cred. Ce părere aveți însă dumneavoastră? Cât ar trebui să caute Dumnezeu în viața mea, în viața noastră, ca să găsească dovezi pe care să le prezinte înaintea Universului și cu care să ne îndreptățească și chiar El să se îndreptățească, să spună, uite, sunt de acord să intre și Dan și Mihai și Croitorul, sunt de acord să intre în ceruri pentru că, uite, sunt dovezi. Sunt dovezi. Putem oferi noi dovezi pe baza cărora Dumnezeu să ne îndreptățească? Nu. Oricât ne-am strădui, oricât am încercat, oricât am cheltui, este imposibil. Și totuși Dumnezeu face lucrul acesta. Îi îndreptățește pe cei ce cred. Și nu cred că Dumnezeu încalcă vreun principiu al dreptății. Sunteți de acord? Deci Dumnezeu reușește totuși să îi îndreptățească pe păcătoșii care cred. Aceasta este esența Evangheliei. În ea este descoperită tocmai această acțiune de îndreptățire pe care oferă Dumnezeu păcătoșilor care cred. Care este baza? Care este temeiul? Unde găsește Dumnezeu dovezile necesare îndreptățirii noastre? Unde? În viața biruitoare, în moartea substituitoare, în învierea biruitoare a Fiului Său. Acolo sunt dovezile. Dar cred că, îngăduiți-mi acest mod de, acest adaos, cred că avem și noi o contribuție. Nu știu dacă puteți fi de acord cu această idee. Putem oferi și noi ceva dovezi lui Dumnezeu. Putem oferi? Cred că ori de câte ori, după ce Duhul lui Dumnezeu ne-a cercetat și ne-a luminat conștiința și ne-a descoperit că suntem greșiți, că n-am vorbit cum trebuia să vorbim, că n-am avut atitudinea pe care trebuia să o avem, că n-am fost suficient de drepți, de generoși, de iertători, de buni și așa mai departe. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și ne luminează și ne determină să ne adresăm marelui nostru preot, rugându-L pe El să ne ierte. Și nu doar atât. Uneori este nevoie să dai un telefon sau să faci o vizită și să spui, te rog, iartă-mă. N-a fost drept din partea mea. N-a fost corect, n-a fost bine. Ori de câte ori facem lucrul acesta, punem în mâna lui Dumnezeu dovezi pe care El le va prezenta așa cum a prezentat dovezile pe care le-a oferit Iov. Nu? Dumnezeu a contat pe niște dovezi. Dincolo de dovezile descoperite în jertfa Fiului Său, Dumnezeu a contat și pe niște dovezi care veneau din partea credinciosului. Pentru că Pavel vorbește exact despre lucrul acesta. În această Evanghelie a lui Hristos este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Adică determină această atitudine care pune în mâna lui Dumnezeu niște dovezi, dovezile pocăinței, rugăciunea, mărturisirea, demersul pe care îl facem pentru
a oferi lui Dumnezeu posibilitatea să ne îndreptățească. Este, de fapt, o manifestare a credinței. Și când Dumnezeu face lucrul acesta, când ne îndreptățește, ne face neprihăniți. De acord? Ce părere aveți? Când Dumnezeu ne îndreptățește, suntem neprihăniți sau nu? Este interesant, spun comentatorii, eu nu sunt așa de versat în ebraică, în greacă, am colegi mai tineri și mai instruiți, dar comentatorii spun că Pavel folosește aici un verb care are o particularitate. Este o grupă de verbe care se termină cu dublu O. Ultimele vocale sunt doi de O. Și spune că ori de câte ori verbul are forma aceasta, implică ideea nu că persoana îndreptățită ar fi dreaptă, ci este considerată și tratată ca fiind dreaptă. Noi nu suntem încă biruitori asupra păcatului în momentul în care suntem îndreptățiți. Suntem iertați, suntem curățiți, vinovăția este anulată și Dumnezeu ne tratează ca fiind neprihăniți. Dar aceasta este atitudinea Lui față de noi. Este atitudinea Lui față de noi. Nu înseamnă că noi și suntem așa cum El ne vede și cum ne tratează. Probabil că unii, nu știu dacă în mod real aici, dar cel puțin știm din experiența altora, unii care și-au dorit să aibă copii și n-au reușit să îi aibă prin metodele biologice, clasice, au apelat la înfiere. Au apelat la înfiere și s-au dus, s-au adresat cuiva dispus să ofere un băiețel, o fetiță pe care să îi înfieze. Îi trec pe numele lor, îi iau acasă, sunt copiii lor. Sunt sau nu sunt copiii lor? Sunt ai lor. De ce? Pentru că ei îi tratează ca atare. Atitudinea lor este o atitudine părintească. În momentul în care au înfiat, se consideră părinți și se poartă ca atare. Chiar dacă știu foarte puține lucruri legate de origine, de experiența celui înfiat. Ceva asemănător se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. Ceva asemănător se întâmplă în acest proces de îndreptățire. Dumnezeu încetează să ne mai privească ca fiind vrășmași și ne privește ca fiind prietenii Săi. Dumnezeu încetează să se mai uite la noi ca la niște răzvrătiți și ne consideră ca fiind buni, nu mai suntem vrednici de pedeapsă, pentru că ne vede ca neprihăniți. Nu mai suntem călcători ai legii, ci copii care merită să fie iubiți. Aceasta este Evanghelia. Și mă întrebam, de ce unora le era rușine de această Evanghelie? De ce mulți contemporani al lui Pavel s-au împotrivit, s-au ridicat împotriva lui, l-au acuzat de erezie pentru că vestea o asemenea Evanghelie? Concluzia la care am ajuns este că oamenii aceia se bazau pe logică, pe observație atentă și pentru că ei nu puteau observa nicio schimbare în viața celor pe care Pavel susținea că Dumnezeu îi declară drepți și neprihăniți, este imposibil. Trebuie întâi să te străduiești, trebuie întâi să produci rezultate, trebuie mai întâi să ai niște roade, trebuie să convingi prin atitudine și așa mai departe.
Evanghelia lui Hristos este puțin diferită de Evanghelia acestor oameni. Și atunci când Dumnezeu îndreptățește, consideră că am intrat într-o relație nouă cu El, bazată pe încredere, pe încrederea că Dumnezeu este iubire. Nu bazată pe faptul că noi am reușit ceva, că noi am fi realizat ceva, nu pentru că am ascultat, nu pentru că nu mai mâncăm cum am mâncat, nu ne mai închinăm cum ne-am închinat și așa mai departe, ci pentru că ne încredem în dragostea și în harul lui Dumnezeu. Vin schimbări. După îndreptățire vin și schimbări. Și Pavel face referire la aceste schimbări. E vorba de o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Este vorba de intrarea într-o relație care urmează să fie cultivată, dezvoltată. O relație care îi va permite lui Dumnezeu, care ne-a acceptat necondiționat, să ne și schimbe. Cum trăiește un îndreptățit? Acceptând această nouă relație. Temându-se de Dumnezeu. E ciudat faptul că uneori Scriptura se contrazice. Nu? Începutul înțelepciunii este teama de Dumnezeu, temerea de Dumnezeu. În dragoste nu este frică. Atunci când iubești și ești iubit, te porți atent să onorezi dragostea care ți se oferă și să confirmi dragostea pe care o oferi sau o exprimi. Și singura teamă în dragoste este nu cumva să dezamăgești dragostea. Cel îndreptățit care apreciază, care prețuiește prietenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, va oferi zilnic dovezi lui Dumnezeu că este dispus să rămână în dragostea Lui. Dacă am ajuns să apreciem această Evanghelie, Evanghelia unui Dumnezeu sau despre un Dumnezeu care ne iubește atât de mult încât ne acceptă cum suntem și privește la noi ca și la Fiul Său. Dacă am înțeles și acceptăm această Evanghelie, să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim ca niște oameni îndreptățiți, cu inima plină de bucurie și cu preocuparea de a rămâne în dragostea Lui. Amin.
Vă invit în numele Domnului Hristos să încheiem acest serviciu divin, intonând spre slava sa imnul Tată, azi te rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să ne rugăm înaintea Ta și să-ți mulțumim atât de mult pentru Evanghelia Ta. Îți mulțumim pentru că în această seară ecourile strigătului lui Pavel a străbătut în inima noastră și am putut să ne reamintim aceste adevăruri mărețe. Să mulțumim pentru bogățiile care ne sunt exprimate în Scriptură și pentru faptul că ne socotești neprihăniți. Nu merităm lucrul acesta și venim în această seară pentru să aducem recunoștința buzelor noastre și pentru a ne uita la această seară și la acest sabat ca fiind un început frumos al întâlnirii cu Tine. Îți mulțumim pentru unitatea în gând, pentru unitatea în rugăciune, pentru unitatea în închinare, Doamne. Dar vrem să ne uităm la Tine și la cuvântul Tău ca fiind dreptarul credinței noastre. Îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne oferi și îți mulțumim pentru faptul că putem să ne delectăm în învățăturile Tale, dar ajută ca să le luăm în mintea și în inima noastră și efectele transformării Duhului Tău cel Sfânt să se vadă din fiecare clipă. Îți mulțumim pentru binecuvântarea aceasta și dorim ca numele Tău să fie slăvit și onorat de acum și până veșnicii. Amin.